dragilor, astă seară seara. Ne vom delecta cu Chirița în provincie. Sigur că un fragment din el vom citi noi patru, după care urmează Adina Cartianu de la Paris cu un monolog din Chirița. Care la monologul Chirița, doamne, doamne! Domnul Guliță, dai drumul. Cine mă cheamă, nineacă? Cine mă cheamă? Ce este, ce este? Ce diable? Ah, madame! Aud, cucoană? Ia ca ea. Da, veniți azi, dă-mă cobor zipical. Ce, doamne, iartă-mă, atât ați adormit cu toții? Ba, nu. Ba, nu, nineacă, dar mă te-am de mă, acum e ciudească alu. Și eu făceam dulceți în cămară cu mnățică. Și eu? Și eu, Ion? Tași din gură. Că ești încă cu ochii plini de somn. Ține calul! Madame Cucoana, sari în braț a mei. În braț ești dumitare? Oui. Monsieur Charles, ești foarte galant. Însă mă tem. Ah, non, te tem. Eu sunt virtuos. Nu deși ea, că și eu sunt șurică ca o poară. Dar apoi să sar în brațele unui cavalier. Nu știu dacă să cuvine. Oh, dacă nu vrei la mine, sar a Ion. J'aime mieux ça. Ei, dacă vroiești numai decât, Monsieur Charles, aține-te că sar. Oh, nu, pardon. A, de, toi. Știi, ușuric cum un pan. Merci. Ei, nostim franțuzul, ați văzut agilitaua mea? Ioane, duc calul la grajd și la dapă, dar să nu-i scoți șaua, auzi? N-aud. Ho, că parcă-i să ne înghiți. Faci o gură cât o șură. Nineacă, lasă-mă, să mă sus eu pe cal. Ce face? Mon Dieu. Ca să te trântească. Ba nu, Gulița mami. Ima ta cum din unde tântești. Eu am învățat la ieși, la menagerie. Numai eu știu câte bușituri am mâncat. Dar păi de, dacă-i moda. Ei, nineacă, lasă-mă să mă priumblu călare, că nu mai prind-o cadă. Bai, ți-am mai spus odată că nu vreau. Nu mai supăra încă. Mai bine apucă-te de-ți învață franțuzeasca cu musușală. Că mă ții o mulțime de paralii trântorii. Bai, și eu. M-am săturat de carte. Monsieur Golide, taisez-vous quand poruncesc Madame Nenec. Madame Nenec, francez stropșit. Ce spus? Cremutar, il m'agace la journée. Nu te potrivi, Monsieur Charles, că-i copil încă. Ah, oui, enfant, copil. O brașnic. Ce să-i faci dacă are duh, Guliță? Cum să? Guliță, nineacă, îmi seamănă mie bucățică tăiată. Hai, du-te cu domnul profesor de învață frumșel, că ți-o-i faci straie de modă nouă. Dacă mi-i cumpăra... Cum să nu? Din dată ce babacă tău se face ispravnic. Allons, Golida. Venez donc. Ia ca miciu, je venie. Oh, vous.
Uf, Doamne, că mare caldu-i. Hai sub copaci, cumnăsică. Oh, dar păi și dumneata, soro, ai minti să alergi călare în luna lui iulie? Îi păți ceva într-o zi? Ce să fac, soro, dacă-i moda și-mi place? Oh. Oi zâși și eu ca ferchezeanca. Hop, 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 la galop, când alerg călare. Hop, 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 la galop, inima mea soare. Hop, 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 la galop. Ho, la galop când sunt par amazoană, hop, 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 la galop, iesă lumea în goană. Ce plăcere de-a fugi în fugă mare pe-un cal sprinten, ușurâi ca un ogar. Câteodată alivanta pe spinare, dar ce-mi pasă, dacă-i moda, n-am habar. Hop, hop, hop! La galop, ai, ai, ai. Și apoi trebuie să știi, cumnățică, că de când m-am dezbărat de calipsâța și aristâța, de când în sfârșit le-o măritat bărbatul meu cu brusturi și cu cociurlă, pare că am întinerit cu 20 de ani. Oh, îmi vine tot să zburd. Că, Doamne, mult m-am mai necăjit prin ieșul ăla ca să-mi găsesc gineri, știi? Da, știu, căzuse și în mâinile unor coțcari. A, cine dracu să-i cunoască? Acum toți sunt îmbrăcați la fel și nu poți alege care-i boier, care-i coțcar. Dar și-o fost, s-o trecut. Da. De 3 ani, de când m-am întors la moșie, la Bărzoieni, i-am și uitat. Da, bine ai făcut. Ah, când ar da Dumnezeu să mi se împlinească gândul, aș da de 7 sărindaruri. Ce gând, soră? Ah, cum nățică. Să mă fac isprăvnișeasă. Altă dorință pe lume n-am decât să mă văd isprăvnișeasă, cu jandar la poartă și-n dos. Da, de ce nu? Te-ai face și dumneata ca alte multe, doar ai zbutit el, frate miu, la ieși unde l-ai trimis. Așa nădăjduiesc, că și noi, Dumnezeu știe cât am pătimit la 48 ca patrioți. Da. Las că mi-au pierit vreo 10 capete de zvite, dar apoi îți aduci aminte ce figuri a făcut Bârzoi și cum m-a durut măsaua pe care am scos-o. Așa, așa. De aceea l-am silit pe bărbatul meu să meargă la Ieși ca să șer și a căpăta isprăvnișia de aici din ținut. Doar și el are drituri ca patriot, da, ca pătimit. Nu-i vezi acu? Care de care are pretenții să intre în slujbă sub cuvânt că le-a fost frică la 48. Apoi, ha, Herbert, dacă-i pe aceea, apoi și noi avem temeiuri. Adă-ți aminte ce groază l-a pucase pe Bârzoi, că striga și prin somn că vine zavera. Așa, așa. Când să-l văd deodată intrând pe poartă cu 2 jandari, știi, i-aș sări în cap. Da, păi eu. Mai trasai în cărți, cumnățico? Tras, soro, că alta nu fac toată ziua. Și ce zic cărțile? Menesc abinii. Mi-au ieșit zăși și ochii de caro, bucurii. Lângă riga de trefli, frate.
și dedesubt trei ochi de cupă. Drum. Trebuie să vie negreșit astăzi și să-ți aducă vesti bună. Să te audă Dumnezeu! Atunci să vezi, soro, căpățând de zahăr și să nu mai poți dovedi cu dulceațele. Ia că poznă, că eu mi-am uitat belteaua pe foc și m-am luat cu vorba. A, nu-i nimică. O belte mai mult sau mai puțin la o isprăvnișeasă nu ieșea pagubă. Ia-mi spune-mi, ti rog. Didon, comme Calypso ne pouvant s'est consolé du départ de lycée. Calypso ne pouvait du lycée. Crée gamin, il m'agace joliment. Iarăi să tragi ciutiun, soro. Parcă ti văd că iarăi să te îmbolnăvești. Ba nu, soro, că asta-i moda. Dacă sunt armazoancă, trebuie să mă deprind cu țigările. Da, mă mir, și gust poți găsi să pufăiești din gură ca un neamț. Ce gust! Ho! Toată lumea azi fumează, scoate fum din aspigât. Unii moda imitează, alții fumează de urât. Omenirea e o țigară care se preface în scrum. Jamorul cel cu pară arde și se schimbă în fum. Numai fumuri vezi aici la femei și la bărbați. Toți fumează, poți dar zice că-s mai toți înfumurați. Cum înfumurați? Vrei să zici afumați? E și una și alta. Monsieur, Charles. Oui, oui. Nu cumva ai fosfor cu dumneata? Cum? Ah, oui, 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 oui. Voilà, madame. Elle fume comme un caporal. Merci. Voulez-vous aussi boire une cigare? Avec ainsi cette traduction libre. Ils sont des minunes, cigares de Halvan. Merci, madame. Cigare de Halvan, il n'y a que de chimiot, cigare. Auzi! A tout or mai trebui. Cu conașii nu trag țigări. Ei, ma tani de ce tragi? De ce ești dacă ești cu coană? Dacă-ți gura, plodule! Monsieur Charles, ia îndite moi je vous prie. Est-ce que vous êtes mulțumit de guliță? Cum si, cum sa. Mulțumit, pas trop. C'est qu'il est très zburdalnic. Mais avec le temps, je suis sûr qu'il deviendra un tambour d'instruction. Tambour? Oui, adică tobă de carte. Tambour, nous disons comme ça en moldave. Ah bon, la voilà lancée. Et alors, nous l'enverrons des danses. Qui c'est, madame? De dans, înăuntru. Nu dizon cum sa în Moldava. Ah, oui. Pardon la Moldave, à la longue, malheureuse. Et, oh, mon Dieu. Voyez-vous, monsieur Charles, je voudrais pas, je ne voudrais pas qu'il perde son temps pour des fleurs de coucou. Pour des fleurs de coucou? Oui, c'est-à-dire des fleurs de couc. Nous disons comme ça... En moldave, oui. Christi, qu'elle m'agace avec son baragouin. Aussi, je vous prie,
Quand il se paraissera de lui donner de l'argent pour des miels. Comment? Que je lui donnais d'argent? Non! C'est d'ai ban pe miere. De l'argent pour de miel. C'est correct? Nous disons comme cela? C'est convenu. En moldave, oui, oui. Vous parlez comme en livre. Oh, merci! J'apprends toutes ces lettres, le français. Prélez jamais. Oh, c'est possible. C'est extraordinaire. Eh bien, votre fille vous rassemble. Il y a une facilité. Dans quelques années, il parlera aussi bien que vous. Quel bonheur! Gugu, la nina accueille. Ah oui, si spune, monsieur Charles. Zici că ai să vorbești franțuzește capa. N-est-ce pas, monsieur Charles, qu'il parlera comme là? Com? Ah, oui, 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 vous dites comme ça en moldavie. Oui, oui, oh, mon Dieu. Daian să-i fac eu un examen. Guliță, spune-mi neacă-i cum se cheamă franțuzește furculiță. Furculisiu? Frumos! Da, friptură. Fripturisiu? Prea frumos! Oh, mon Dieu! Dar învârtita! Învârtisiu? Oh, bravo, guliță, guguleană! Bravo, bravissimo! Mon Dieu! Gogomanition, va! Oh, mon Dieu! Pardonne-moi! Yadamas! Am sos într-o călătorie în care am pătimit 100 de sotisomie. Dar zău nu mă căiesc, nu pasă de nimică, eu sunt dragon și mă numesc Chirița cea voinică. Ce voiaj minunat, ce frumos m-am plimbat, în urmă am lăsat un nume lăudat. Plecăciune, boieri, de mult nu ne-am văzut, sănătoși, dar cu coanele. Și copii, bine, mă bucur. Aud, și mie, precum vedeți, merge de minuni. Sărut ochișorii. Am fost la Paris de m-am așezat Claude la școală ca să învețe politica. Pentru că în ziua de astăzi, la noi, un om ce nu știe politica nu plătește nici chiar cât jâlțul cel stricat, care s-a vândut cu udoba la București pentru plată de impozit. El e un mobil de prisus și cu prilejul acesta m-am folosit și eu ca să văd lumea cea mare. Că mă-ți crede, mă mucezăisem la țară, la Brzoieni. De la o vreme îmi veniseră stenahorie și ipohondrie. Așadar, nu-ți uita vorba. Într-o dimineață, pe la toacă, după ce m-am coturosit de Aristița și de Calipsița, m-am luat carafusele și am spălat putina. Soțul meu, paharnicul Bârzoi, cam cârnea din nas, dar l-am sărutat între sprâncene. După obicei, și l-am lăsat cu buza umflată. M-am dus la galați cu trăsura ce mea cea galbenă și cum am ajuns, nici una, nici alta, două, sub vapor, Guliță sub după mine, Ioana Țigancă sub după Guliță și vorba aceea cu cățel, cu
plecat. Doamne, buie dumneavoastră, minunat lucru-i vaporul. Să vezi și să nu crezi. Auzi, dumneata, merge focul pe apă ca în vremea halimalei. D'apoi salonuri, d'apoi zaia fete, d'apoi capitanul, o-la-la-la-la-la-la-la. Bată-l norocul că mare nostinior mi-era. Pușchiu, să vă spun una, soțul meu nu-i pe aici, nu? Nu-i pe aici, ok. Mi-a făcut curte berbantul tot drumul și zău, între noi rămâie, dacă nu n-ar fi fost de igemonicon, maică, în sfârșit, nu-ți uita vorba, am ajuns la Beligrad, când la Beligrad întrebi capitanul, musiu capitan, je vous prie, aici e Viena? El îmi răspunde zâmbind, așa, ba nu, madame, aici e Beligradul. Mersi, mon cher. Nu poți crede ce bine îmi pare că m-am învrednicit să văd Beligradul cu ochii, că mare mult am auzit pe bărbatul meu pomenind de el. Dar după Beligrad am ajuns la Rușova. Când acolo v-am ieșit de la hotar, începa cu trobâii prin lăzile mele ca pe vremea voluntarilor și da peste cutie cu țări zvântați că luasem în drum. Fui, taifel! Ce-i asta? Strigă căprariu. Ce să fie, domnule? Ia țării, eu postez miercurea și vinerea și metahrisesc sărui și când pătimesc de rast. Vas rast? Asta e pudoare mare la dumneata. Trebuie plătești vama. Și îndată s-o adunat vreo trei șoacăță ca să hotărască dacă se cuvine să-mi ia vama pentru pești, ori să-mi ia vama pentru mirot. Deni. În sfârșit, am dat ce le-o plăcut și mi-am cătat de drum. De acolo am urmat prin țara cea nemțească și în peștă am mâncat paprică ungurească. Apoi în drum de fer, suindu-mă în grabă, am voiajat cu un cavaler, un baron prea de treabă. Ah, ce voiaj minunat, ce frumos m-am plimbat, în urmă mi-am lăsat un nume lăudat. Fostați cu drumul de fer, boier dumneavoastră, apoi să mai ziceți. Să juri că neamțul-i cu dracu. Sfinte Pantelimoane, te duci cu vânt, ca vântul și ca gândul, ca în povești. Cât ai plecat, ai și ajuns. Hala, la bancă baronul care călătorea cu mine, m-a încredințat că în Engliterra drumul de fer merge așa de iute, că sosește până nu plecă. Bată vântul de baron, mare ghiduș era și nu stima. Și el s-a încercat să mă curtenească o bucată de vreme, dar geaba, n-o catecurisit să mă scoată din minte. Cum? Nu credeți? Alei, dar să n-am parte de bârzoi dacă vă spun ceva. Ba, încă să vedeți, trecând odată pe sub o hrubă lungă care-i zic tunel și găsându-ne prin întuneric, șoacăța de baron și-o întins botul ca să mă sărute. Vai, mâncă la armurile! Când i-am tras un pumn, o făcut... Și o căzut de-a rostogolul în celălalt colț al baronului, al vagonului. Baronul, rușinat că vede acest tropos, s-a hubărât la cea din stație și a dispărut.
împreună cu săcușorul meu de voiaj. Hai, mi-l șterg să pot logarul drept suvenir. Bunătate de săcușor, cu sud de copile, cu contur călare, de pe o parte cu Anderchen din dos. Cum vă pare așa, bazacone? Te încrezi în baroni la drumul mare? Da, asta nu-i nimica, pe lângă ce mi s-a întâmplat pe urmă. Clodul de guleță se coborâ toate stățile. Copilul, noi, mă rog, îl trimitem cu Ioana Țiganca, pentru că nu ca să se propădească. Aproape de Viena, aștept să se întoarcă în vagon, nu vine. Conductorul închide oblonul, clopotul de la stație sună de 3 ori, mașina șuieră, trenul se pus în mișcare și gulița noi. Sfinte Pantelimon! Sfinte Pantelimon! Era să turbez. Scot capul pe fereastră și încep a striga. Guliță! Guliță! Ioană! Cioară! Guliță, demone! Tufa! Mustiu conductor! Mustiu conductor, stai! Oprește! Ține cai! Aș! Nimeni n-auzea. Dau să deschizi oblonul? Nu pot! Dau să sar pe fereastră? Nu cap! Atunci, parcă mi s-au luat viderile și deodată am căzut, iată, lată pe pierine și am leșinat. Am trezit, eram sosit la Viena, alerg la poliție, răgnesc, îmi smul părul, mă bucesc până nu domnul poliț maestru mă încredințează că va face toate chipurile ca să-mi găsească odorul și mi-l va aduce chiar cu telegraf. Ei, închipuiți-vă, boieri, că fără a mai da liturghie la Sfântul Mina, Guliță și Ioana sosesc bun tefe în desară, la hotel. Dumnezeule, când i-am văzut, era să nebunesc de bucurie. Și în prima furie am tras trei palme țigăncii, precum și lui jupunul Guliță i-am făcut o morișcă în chică ca să le pun minte. Halal de țările care au drumul de fier. Ele, după cum zicea baronul, au aripi de zboară iute pe calea progresivului, dar cât pentru celelalte, cum e țara noastră de pildă, sunt ciunte și o luage sărmanele. În Viena m-am plimbat în Hissing și pe Krabi cu un tânăr delicat. Ce-i zic, Herr Graf von Kleineschwabe? Și-apoi spre Paris am plecat cu grăbire, căci Parisul e un paradis plin de ademenire. Ce voiaj minunat, ce frumos m-am plimbat și în urmă am lăsat un nume lăudat. Mai am timp? Ok. În sfârșit, am susit la Paris, în patria lui Monsieur Charles. Știți Monsieur Charles, care a fost dascălul lui Guliță? În Paris, minunea minunelor, târgul pavilionului din zilele noastre. Am ajuns noaptea și am tras la un hotel din ulița Geoffroy Marie, adică Mifrig Margheal. A doua zi, l-am înfundat pe Guliță într-un pansion și am rămas singură de capul meu. Halal, de cine-i tânăr și are bani mulți. Acolo-i pământul făgăduinței, cel din scriptură. Numai un lucru e supărător. Toate se vând cu porția. Și porțile-s mici de tot, ca de pumană. De pildă, ceri un biftec, îți aduc o frâmă de biftec. Mare cât un irlumbilic, bancă șeția crudă, ci că-i englizească. Ceraci, îți aduc vreo 2 răcușori în 7 luni, chirciți, oftigoși ca vai de ei. Cât despre bucatele de cele sănătoase, ca la noi, precum musaca, capama, ciulama, baclava, cheșchet, nici să nu pomenesc.
Însă nu face. Nu face nimic. Parisul nu le seamăn pe fața pământului. Și pot zice că nici chiar Bucureștiul nu-l întrece. Adică, să fim drepți, nu-l întrece. Că nu găsești în el, ce nu găsești în el? Galerii de muzeuri vrei? Ai. Monumenturi vrei? Ai. Teatruri vrei? Ai. Pasajuri române ca la București vrei? Ai. Ceta Lipa, eu nu le-am văzut pe niciunele, nici pe altele, pentru că am avut de umblat pe la magazii cu marșandele de modă. Am fost la Madame de Sal și la Madame Fauvel, de mi-am comandat toalete pe datorie. Le-o-i plăti și eu, cum o-i plăti și celelalte cucoane care le-au rămas datoare. Și știți una? Sunt cam multe. Așa de multe încât croitoresele ori hotărât să nu mai facă credit compatriotelor. Cam rușine, dar ce să fac? Eu toaletele le-am pus la mână și am fixat la dânsele, la baluri, la mabil. Ah, frățioarelor, ce juvaier de grădină-i mabilul! Ce adunare elegantă întâlnești în ea! Era seară să nu mă aduc acolo la petrecere. Am juncat și în cancanul. Acolo am făcut știință cu o mulțime de contese și de prințese, Frizet, Rigobos, Brididi, Mareșalul Șicar, Duca Șucondocar. Banca am întâlnit și o ploaie de boieri și cucoane de la noi, precum și, cum să le numesc, dar nu toți, e cel mai cu haz era domnul Agachi Fluturi, un berbant în doi perchi, care a fost și volintier la Ipsilant. Cu dânsul făceam supe la cafeneaua englezească pe bulevar. Ce râsăte, ce chicote, Fluturi mi-a compus și un cântic. Voilà. Bravo! Ana Chiriță! Ana Chiriță! Deci, asta a fost seara de acum. Petrica vrea să ne spună câteva cuvinte despre această... Despre personaj. Personaj, da? Cel care, așa se spune, cel care joacă pentru prima oară un rol... Rol scris, așa, deci în momentul în care un dramaturg, deci cum a fost Vasile Alexandri, a scris cu Ana Chirița, spre surprinderea tuturor, nu o femeie l-a jucat, ci un bărbat. Și un bărbat, Matei Milo, iar marele succes, sigur, în vremea noastră, uriașul succes, da, marele succes și în teatru și în film l-a avut regretata Draga Olteanu, dar ani, decenii la Iași l-a jucat tot un bărbat, Miluță Gheorghiu. Da. Și ăsta e extraordinar. Da. Extraordinar. Deci asta am vrut să spun. Dar eu am văzut-o și pe... de la Bulandra... La Iași a jucat Tamara Buciuceanu. Tamara Buciuceanu. Da, 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 da. Excepțională, da, excepțională, da, da. Și ea. Da, 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 da. Bine, nurilor făceau furori în Coana Chirița, da? Da, da, da. Dar noi am citit și vom mai citi din Vasile Alexandri, pentru că anul ăsta s-au împlinit 200 de ani de la nașterea sa. Și Vasile Alexandri a avut nu numai un rol important în literatură, ci și în istorie. Și în politica externă a României. Păi da, 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 chiar la asta mă refer. Da, da. Că el a fost reprezentantul nostru la Paris, nici în altă parte decât la Paris. Da, și cred, nu știu dacă am mai spus, dar spune, asta e, spune, da. Ramolezmentul la mine este foarte dezvoltat. În plină desfășurare. Așa.
Atunci când marele inginer Gustav Eiffel a primit comanda să facă ceva deosebit cu ocazia celebrării a 100 de ani de la Revoluția franceză, era puțin cam supărat, ca să zic așa, da. Pentru că nu reușeau, pe vremea aia nu se sudau plăcile, nota bene, erau fabricate la Reșița, așa, și se nituiau. Deci erau ca niște cui, așa, și se băteau. Se băteau. Și, se nu... mm-hmm. Și s-a plâns într-un salon în care, cred că am mai spus lucrul ăsta, dar era asta și e. Vasile Alexandri. În care era și Vasile Alexandri și care i-a recomandat să vină în România să facă cunoștință cu un inginer constructor în metal, se pare că Constantinescu, care, în momentul în care el i-a expus problema lui, l-a întrebat cam câți oameni ai la dispoziție. Și a zis, fiind foarte o lucrare mulți. Unică, mulți. Cât doresc. Și atunci i-a spus, dacă vrei să termini repede, nituirea fă-o pe pământ în, cum să spun, în tronsoane de 3-4 metri. Mai mult nu se putea pentru că era foarte și greu. Pui... Și atunci le unești una cu alta. Dacă exact. Pui placă cu placă, e mult mai greu. Și... Te apucă a primăvara. Da, a reușit. Deci, spre bucuria noastră, la construcția acestei minunății, Tour Eiffel, a contribuit și România. Da. Ia că prin Vasile Alexandri. Și nu numai. Și prin inginerul Constantinescu. Și da. Prin astea de la Reșița. Da, da, da. Uzinele de la Reșița. Da. Da. Deci, fraților, noi suntem întotdeauna pe val, dacă suntem lăsați să fim pe val, că dacă sunt amețiți la vârf și nu știu încotro să ne îndrepte, pa și bonjour. Deci, au revoir și bonjour. Au revoir și bonjour. Sper că v-a plăcut această seară și ne veți urmări în continuare. Așteptăm semnele voastre de apreciere sau de critică. Mai ales pe acelea le așteptăm. Toate cele bune! Ciao. La revedere! La revedere. Bonsoir!